Bună ziua și bine v-am regăsit! Eu mă numesc Natalia și vreau să vă arăt astăzi pătratul bunicii, cum îl putem croșeta fără coasere în mai multe culori. M-am trezit cu acest gând de dimineață, așa că m-am apucat de treabă. Am să vă arăt și vouă, începând cu pătratul bunicii, cea mai simplă metodă. Apropo, eu mi-am dat seama, bine, eu nu că știam, da? Croșetând, mi-am dat seama că este o metodă foarte bună de relaxare, anume pătratul bunicii, unde nu necesită o schemă, unde poți să lucrezi de oriunde, chiar și atunci când vrei să croșetezi și nu mai știi ce să croșetezi, chiar atunci când ai multe fire și să nu se întâmple ca pe grup cu donațiile, mai bine le folosiți pentru că fiecare are copii, nepoței. Nimănui nu o să-i încurce o păturică sau o pătură mai mare, că noi le folosim, da? Să nu mai vorbim mult. Haideți să începem. Vom începe cu pătratul bunicii. Am să fac un nod. Eu așa fac nodul. Voi face 4 ochiuri de lanț. 4 ochiuri de lanț. În primul ochi fac un picioruș alunecat. Și am unit cele 4 ochiuri. Aveți grijă, nu vă pierdeți găurica. Așa. Iar acum o să fac 3 ochiuri de lanț pentru ridicare și încă 2 ochiuri care va fi despărțitura aceasta dintre ochiuri, da? Dintre piciorușele mari. Acum, vom începe cu 3 piciorușe mari. Am luat jeteu și chiar încerc. Nu intru într-un ochi anumit, dar încerc vom lucra. Voi face 3 piciorușe mari. 1, 2, 3 piciorușe mari. 2 ochiuri de lanț. 3 piciorușe mari. Firul rămas încă îl iau cu mine în lucru. 2 ochiuri de lanț. 3 piciorușe mari. Două ochiuri de lanț și mai facem doar două piciorușe mari pentru că al treilea este primele 3 ochiuri de ridicare. 1 și al doilea picioruș mare. Vom face un picioruș alunecat în al treilea ochi de ridicare. 1, 2, 3 aici. Așa. Am terminat primul rând. Am obținut un pătrat. Vedeți, da? Acum, 1, 2, 3 ochiuri de ridicare facem. Ba nu. Voi face un picioruș simplu prima dată. Așa. 1, 2, 3 ochiuri de ridicare. Acum, încă două de alea de despărțire. Și facem 3 piciorușe mari. Acum avem un ochi de lanț. Vă zic imediat de ce. 3 piciorușe mari. Acum, 2 ochiuri de lanț. 3 piciorușe mari. Un ochi de lanț. 3 piciorușe mari. Ochi de lanț, de fapt două, că suntem în colț. 3 piciorușe mari. Un ochi
genunchi de lanț, 3 piciorușe mari, două ochiuri de lanț, 3 piciorușe mari, 1 ochi de lanț și încă 2 piciorușe mari, pentru că al treilea noi l-am făcut cele 3 ochiuri de ridicare ce înlocuiește un picioruș. 1, 2, între al treilea ochi o să fac un picioruș alunecat. Așa. Să vă zic de ce am făcut odată un ochi de lanț și odată 2 ochiuri de lanț. Pătratul nostru are 4 laturi, da? Doar în colț vom folosi 2 ochiuri de lanț. Pe mijloc un ochi de lanț. În colț iarăși 2 ochiuri de lanț. Deci pe laterale folosim doar un ochi de lanț, iar în colțuri 2 ochiuri de lanț. Tot lucrul așa. Acesta a fost rândul 2. Rândul 3 facem un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, cele de ridicare care vor înlocui un picioruș mare, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe mari, 1 ochi de lanț, că suntem în laterală, 3 ochiuri de lanț, un picioruș mare, 1 ochi de lanț, 3 piciorușe mari, 2 ochiuri de lanț, că suntem în colț și în aceeași căurică vom face încă 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe mari, un ochi de lanț, 3 piciorușe mari, un ochi de lanț, 3 piciorușe mari, 2 ochiuri de lanț, că suntem în colț, și în aceeași căurică facem iarăși 3 piciorușe mari. Un ochi de lanț, 3 piciorușe mari, un ochi de lanț, 3 piciorușe mari, două ochiuri de lanț, 3 piciorușe mari, un ochi de lanț, 3 piciorușe mari, 1 ochi de lanț și încă 2 piciorușe mari. Iar acum facem 1, 2, între al treilea ochi, vom face un picioruș alunecat. Așa, avem 3 rânduri, da? Avem un pătrățel. Iar acum vom schimba culoarea. Eu voi face un picioruș alunecat și un ochi de lanț strâns. Voi tăia firul și am pătrățelul gata. Mai departe o să-mi iau o altă culoare și începem dintr-un colț, da? Așa. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Am făcut ce înlocuiește un picioruș mare. Acum mai fac încă 2 piciorușe mari.
Mai departe, un picioruș, un ochi alunecat, Dumnezeule, un ochi de lanț, trei piciorușe mari, un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Eu uneori mă cert singură cu mine sau nu știu la ce mă mai gândesc, dar cred că mai am la ce. Trei piciorușe mari. Așa. Trei ochiuri de lanț de ridicare. Întoarcem lucrul. Luăm jeteu, facem trei piciorușe mari în următoarea găurică. Vedeți, da? Aici a rămas o găurică. E normal. Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Un ochi de lanț. Luăm jeteu și în al treilea ochi, 1, 2, într-al treilea, facem un picioruș mare. Da? Și am completat cumva rândul. 1, 2, 3 ochiuri de ridicare, întoarcem lucrul și în această găurică, în prima găurică, mai facem 2 piciorușe mari. Și avem cu cele 3 ochiuri de lanț, avem 3 piciorușe mari, da? Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Așa. Fac un ochi alunecat și un picioruș alunecat și unul de lanț strâns. Tai firul și pe acesta îl voi ascunde. Mai departe, am făcut 3 rânduri. 1, 2, 3. Acum îmi voi lua altă culoare. Să iau acest galben. Și continuu. Voi începe din acest colț, da? Un picioruș scurt. Încă o dată intru în această găurică și fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Așa. Mai fac încă 2 piciorușe mari și am o secvență de 3 piciorușe mari în găurică. Un ochi de lanț, 3 piciorușe mari. Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Un ochi de lanț, trei piciorușe mari. Un ochi de lanț și un picioruș mare în ultimul sau primul loc. Depinde din ce parte și pe ce parte lucrați, da? Așa. Eu m-am prins și acum, într-un fel, vedeți? Cum ar fi 3 piciorușe mari în aceeași găurică.
Așa. 3 ochiuri de lanț. Întorc lucrul și mai fac încă 2 piciorușe mari, să am 3. Un ochi de lanț, 3 piciorușe mari. Un ochi de lanț, 3 piciorușe mari. La sfârșitul rândului luăm un ochi de lanț, jeteu și în al treilea ochi, din primul picioruș. E foarte bine să luați nu doar un fir, două fire, da? Și facem un picioruș mare. Așa. Iarăși, 1, 2, 3. Ne întoarcem. Mai facem 2 piciorușe mari, să avem 3. Și așa mergem până la capătul rândului cu un ochi de lanț și 3 piciorușe mari în fiecare găurică. Ați văzut, da? Un ochi de lanț am luat și un picioruș mare am făcut agățându-mă de primul picioruș mare din rândul precedent. Acum fac un picioruș alunecat și un ochi de lanț strâns. Așa. Mai departe. Mai departe ne întoarcem, da? Este atât de simplu, dar totuși nu toți își dau seama din prima cum să facă cu piciorușele ca să le iasă pătratul drept. Acum, vom începe din partea aceasta. Ne învârtim în jurul pătratului alb. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Mai facem 2 piciorușe mari. Un ochi de lanț, 3 piciorușe mari. Normal, fiecare din noi trebuie să fie învățat asta la școală, mă gândesc eu. Nu știu, eu nu acuz pe nimeni că nu știe să croșeteze, Doamne ferește, că nici eu nu știu poate alte chestii să fac. Dar dacă vrei, poți, pentru că mai ales că fiecare din noi sunt aproape sigură că am pus mâna pe croșetă măcar o dată în viață. Dar nu zic că nu la toți le place. Un ochi de lanț și mă prind într-al treilea ochi. Așa. Și continuu iarăși. Așa, și cu verde este gata. Acum vom lua o altă culoare. Ce culoare am pe aici alta? Să iau așa un albastru. Nu iau albastru. Iau acest albastru. Și iarăși. Voi puteți să faceți pe ce parte vreți. Dacă mergeți în sus, da? O să vă iasă un dreptunghi, depinde ce formă vreți. Dacă vreți să faceți chestia aia cu 3D, puteți merge cu culorile lăsând acest pătrat alb aici, să mergeți mai departe în sus, da? Deci, eu v-am arătat, ideea a fost să vă arăt cum puteți să schimbați culorile drept, ca pătratul să rămână tot pătrat sau dreptunghi și nu rotund, da? Culorile puteți să le alegeți după placul vostru, puteți să mergeți în creștere mai departe de aici încolo cu galben,
cu verde, cu roz sau mai departe pe partea cu verde să puneți galben, să vă folosiți imaginația, da? Bine, doar atât am vrut să vă arăt astăzi. O zi plăcută să aveți! La revedere!